Ăsta nu e un semn bun pentru schimbarea, pentru transformările care au loc astăzi în țară. Noi ne apărăm cu ceea ce avem la îndemână. Utilizați toate forțele. Să instaurăm o democrație reitanie. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Să trăiască în veci partidul. Tricolor, România, să trăiască Ceaușescu, care ne-a redat mândria. Eu, Gigi Becali, jur în fața tuturor românilor și în fața lui Dumnezeu că voi face ca România să strălucească precum soarele scunde pe cer. Să-mi va pula în toți morții voștri. Întâi ești politicoși civilizați și eu spun, îmi fugi pula tu, că eu nu sunt civilizat, vreau să-mi fugi pula. The first of all, the sign of the normality. The type of the consolidation of the democratic evolution of our society. Am nevoie de încrederea și de votul dumneavoastră. Votați pentru viitorul României. I-am sugerat că nu se întâmplă numele ori. Muie, ți-am spus! Era de agresivă, ziceam că asta am putut. Că n-ai și tu treaba azi. Doamnă, eu m-am născut cu are și ureche muzicală. Nu sunteți cumva Elena Udrea? Nu, domnul Tăcescu. Seamăn cu doamna Udrea la telefon? Da. Vă doresc o seară plăcută. Ce rușine să-mi vorbești mie, Vadim Tudor, așa? Domnul Vadim. Pleacă din emisiune dacă nu vrei. Nu, să afle poporul român. Tu. Pentru că e un om care mai greșește, mai vorbește trăznăi, nu se tunde cum trebuie uneori, dar e un om care gândește corect și care e un model corect. Tudor Chirilă. Și am pretenția că atâta vreme cât n-am făcut niciodată ce am spus în afirmațiile mele de un politic, să fiu prezut. Hai la varză, domnul Teamă! La varză? Până nu sterpiți dumneavoastră hoția, începând de la PSD, cu domnul Hrebenciu, cu Iliezu. Așa, nu! Spune-mă aici! Hai că faci politică! Hai că faci politică! Hai că mai lămurim! Nu merg niciodată!